Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului, dedicată, așa cum suntem obișnuiți, crezului, acea rugăciune pe care o recităm duminică de duminică în biserică. Până acum ne-am oprit asupra persoanei Tatălui, asupra persoanei Fiului și iată că a venit momentul să ne oprim asupra persoanei Duhului Sfânt. Practic sunt mai multe propoziții în crez care ne vorbesc despre Duhul Sfânt. Avem invitații în această ediție pe aceiași părinți, mai întâi părintele Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Și părintele Iosif Antire, profesor la Institutul Teologic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Discutăm așadar despre propoziția care zice, cred în Duhul Sfânt. Ce înseamnă acest articol de credință? Rostind aceste cuvinte, noi ducem la împlinire mărturisirea noastră de credință și ne manifestăm aceeași credință pe care ne-am manifestat-o în Tatăl și Fiul în cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt. O persoană egală și în același timp distinctă de celelalte două persoane, Tatăl și Fiul. De altfel, noi ne manifestăm această credință în Sfânta Treime, inclusiv în Duhul Sfânt, prin semnul Sfintei Cruci, atunci când spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă ar fi să ne oprim la Scripturi și, în mod special, în Vechiul Testament, începem cu Vechiul Testament, este prezent Duhul Sfânt în Vechiul Testament? Unde îl găsim? În care, pe care pagini, într-un mod special? Toată viziunea noastră creștină despre Duhul Sfânt se bazează pe Sfânta Scriptură, unde găsește o bază stabilă, un teren solid. Duhul Sfânt se manifestă în Vechiul Testament de la începutul istoriei omenirii și până în pragul Noului Testament. Aș dori să evoc primul capitol din Cartea Genezei, unde se spune că Duhul lui Dumnezeu, Ruach Elohim, plutea deasupra apelor. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este prezent în creație și creația este posibilă prin Duhul Sfânt. Mai apoi, tradiția bisericii a văzut în toate marile evenimente din istoria mântuirii, în toate marile evenimente biblice, prezența Duhului Sfânt. Alegerea lui Abraham, drumul lui Abraham. Abraham este călăuzit, putem spune, de Duhul Sfânt. Patriarhii sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Apoi, dacă venim mai aproape în epoca Exodului și în epoca de după Exod, Duhul Sfânt e prezent în misteriosul nor de la Sinai și norul care conduce poporul. Apoi Duhul Sfânt e prezent în mod deosebit în judecători, el fiind cel care cel care îi animă pe acești judecători ai poporului lui Israel, acești lideri ai poporului care salvează poporul în diferite situații. Ce să mai spunem apoi despre prezența Duhului Sfânt în profeți și în oracolele profetice? Să ne gândim la marele oracole mesianice ale lui Isaia, să ne gândim la Ezechiel, să ne gândim la Ioel, așa numitul profet al Rusaliilor. Duhul Sfânt e prezent în toată istoria Vechiului Testament. El este cel care animă toți mari oameni ai istoriei mântuirii. Între timp, colegii mei din studio vor pune și imagini pe care le vom vedea, imagini care ilustrează ceea ce spunem, profeții în Vechiul Testament, judecătorii, dar de specificat că aceste imagini încep cu crezul și e subliniat cu roșu propoziția pe care o discutăm astăzi, cred în Duhul Sfânt. Venim în Noul Testament, Monseniore, și în viața lui Iisus, cum este prezent Duhul Sfânt în viața lui Iisus? Duhul Sfânt este prezent din la prima pagină a Noului Testament până la finalul ei, începând cu activitatea lui, cu acțiunea lui creatoare care face rodnică Fecioria Preacuratei Fecioare Maria. Și în felul acesta este zămislit Iisus Hristos, om și Dumnezeu.
apoi Duhul Sfânt este prezent în viața lui Iisus, o evocă El însuși atunci când rostește cuvintele Duhul Domnului este asupra mea. Ioan Botezătorul îl vede coborând și rămânând asupra celui ales în momentul botezului. De asemenea, este prezent într-o manieră extraordinară în ziua Rusaliilor. Mai înainte de aceasta, însuși Iisus îl transmite printr-o suflare pe Duhul Sfânt apostolilor săi. Deci, acțiunea Duhului Sfânt, prezența Lui pe tot parcursul activității, a vieții lui Iisus este evidentă. Și nu numai, chiar după înălțarea lui Iisus la cer, Duhul Sfânt acționează între apostoli. Ne oprim cumva asupra textului despre care amintea Monseniorul, și anume, Iisus merge în localitatea lui natală, unde a crescut, în Nazaret, acolo în sinagogă îi se dă să citească din Scripturi, citește, închide surul și spune la un moment dat, Duhul Domnului este asupra mea, astăzi s-au împlinit cuvintele în urechile voastre. Care e legătura cu Vechiul Testament și care e semnificația acestui text și mai ales legătura cu Duhul Sfânt despre care discutăm astăzi? Ca să înțelegem acest episod de la Nazaret, trebuie să știm ce anume a citit Iisus acolo. Iisus a citit din cartea lui Isaia, dar e vorba despre cel de-al treilea Isaia, profetul din perioada în care poporul lui Israel se întoarce din exilul babilonian și încearcă să-și reconstruiască un viitor în țara promisă. Și într-o atmosferă mai curând de descurajare, poporul nu vede încă un viitor glorios. Dumnezeu îl trimite pe acest profet, pe care noi îl numim Isaia, dar nu știm cum se chema în realitate, și acest profet redă poporului speranța. Și profetul, vorbind despre sine însuși, spune la un moment dat, Duhul Domnului este asupra mea. Practic, trito Isaia, acest profet din perioada de după exilul babilonian, este cel care anunță că Dumnezeu va restabili soarta, condiția poporului său și acest lucru va fi posibil prin lucrarea Duhului Sfânt. Ori acest anunț al Duhului Sfânt, care va reda poporului libertatea, pacea și plinătatea bucuriei și a împlinirii, se realizează în mod deplin în persoana lui Iisus Hristos. De aceea, noi trebuie să știm un lucru, că nu-L putem înțelege pe Iisus dacă nu avem în minte vechile profeții din Vechiul Testament. Toate acele texte care anunță în manieră misterioasă mesajul, viața și misiunea lui Iisus Hristos. Dacă ar fi să ne oprim asupra câtorva denumiri ale Duhului Sfânt, sub ce alte denumiri îl recunoaștem pe Duhul Sfânt în Vechiul și Noul Testament și să le explicăm puțin. Sunt o varietate de denumiri pe care Sfânta Scriptură le acordă Duhului lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt Mângâietorul, însuși Iisus Hristos, promițând apostolilor săi o nouă călăuză, promițând asistența divină permanentă în biserică, spune, vă voi trimite un mângâietor. Duhul Sfânt Mângâietorul care va continua să călăuzească biserica. Duhul Sfânt este cel care este denumit Duhul, are ca simbol focul care transformă toate. Duhul adevărului. Duhul adevărului, Duhul științei, al înțelepciunii. Toate aceste denumiri de altfel și-au găsit transfigurarea lor sau transmiterea lor și în daruri ale Duhului Sfânt pe care noi le percepem ca atare în viața noastră duhovnicească. Și dacă ar fi să vorbea Monseniorul de un simbol, focul, sub ce alte simboluri mai apare Duhul Sfânt? Evident, la Rusalii apare sub formă de limb de foc. Povesteați înainte de norul din Vechiul Testament. Ar trebui să menționăm în primul rând apa.
mai ales în Evanghelia lui Ioan, apa este un simbol al Duhului Sfânt. Aveți prezent, cred, acel dialog dintre Iisus și femeia din Samaria, nu? Unde se vorbește despre apa cea vie pe care o oferă Iisus. Și apoi tot acest discurs este pus în legătură cu adevărații adoratori ai lui Dumnezeu, care sunt adoratori în Duh și adevăr. Iată, apa este un simbol al Duhului Sfânt. A fost apoi menționat focul ca un alt simbol al Duhului Sfânt sau norul sau porumbelul, nu? Avem acest simbol în celebrul episod al botezului lui Iisus la Iordan, nu? Acolo unde Duhul Sfânt coboară asemenea unui porumbel asupra lui Iisus care primește botezul. E sugestiv, de exemplu, un lucru că rezerva euharistică, sau cum am spune noi, împărtășania, în unele biserici și chiar în vechime, era păstrată într-un, să zicem, într-un recipient metalic în forma unui porumbel, numit columbarium, de la columba. Și acolo era prezentă Sfânta Împărtășanie, rezerva euharistică, nu? Înțeleasă într-o legătură directă cu Duhul Sfânt prezent în viața bisericii. Spun ceva simbolurile astea despre Duhul Sfânt, apa, norul, focul, vântul. Spun extraordinar de mult. Haideți să ne gândim, de exemplu, numai la simbolul apei. Apa și botezul. În momentul în care noi primim botezul, apa este esențială. V-ați gândit vreodată ce înseamnă această apă de la botez? E, de fapt, aceeași apă din primul capitol din Cartea Genezei. Acolo apa primordială din care se naște viața prin puterea Duhului Sfânt. Ori în botez se întâmplă același lucru, nu? Din apa aceea a botezului este posibilă o nouă viață prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta este o legătură extraordinară între cele două texte. Geneza, textul despre crearea lumii, și botezul, când o viață nouă este creată în fiecare om. Dar e focul? Un simbol extraordinar. Focul? Focul este iarăși un simbol foarte puternic. Să ne gândim ce înseamnă în mod obișnuit focul în viața de zi cu zi, nu? Focul e cel care arde, care purifică. Un metal poate deveni pur numai dacă trece prin foc, prin purificare. Aceasta este o imagine, nu, a vieții noastre interioare, care este purificată prin prezența Duhului Sfânt, care este în noi ca un foc care arde. Iată, lumina, focul este, de asemenea, luminează, nu? Cine l-are în el pe Duhul Sfânt poate să ilumineze și pe alții. Focul este căldură, focul este binefăcător. Iată. Pomeneați de episodul botezului lui Iisus. Coboară Duhul Sfânt sub chip de porumbel. De ce porumbel? Adică ce vrea să spună imaginea aceasta, simbolul acesta? Da, e clar că nu avem de-a face acolo cu coborârea unui porumbel, da, deci nu, ci e vorba de un limbaj simbolic pentru a spune ce a văzut acolo sau ce a experimentat acolo Ioan Botezătorul. Biblia trebuie să folosească un simbol pe înțelesul nostru. Și atunci zice cum a coborât, așa cum coboară un porumbel și rămâne asupra lui Iisus, nu? Să ne gândim la faptul că acolo acest text este un text teologic înainte de toate, nu? Iar Ioan Botezătorul, cel care a fost plin de Duhul Sfânt încă de la nașterea sa, cel care a anunțat că va veni cel care va boteza pe oameni cu Duhul Sfânt și cu foc, în acel moment, la botezul lui Iisus în Iordan, Ioan, care era un mistic, a perceput această mișcare extraordinară, această prezență a Duhului care vine asupra lui Iisus și rămâne acolo. Limbajul acesta al porumbelului e un limbaj simbolic și are nevoie de această traducere. Cât am reușit să traduc în termeni inteligibili această imagine biblică. Atunci când crezul mare vrea să explice această propoziție, adaugă că el a grăit prin profeți, adică Duhul. Ce ar însemna lucrurile? Glasul lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu s-a transmis prin cuvintele profeților. Profeții nu transmiteau un mesaj propriu,
nu își predicau propriile convingeri sau idei, ci erau mesageri al lui Dumnezeu. Iar acest mesaj a fost insuflat profeților prin puterea Duhului Sfânt. El este acela care, într-o manieră sau alta, a transmis profeților ceea ce Dumnezeu voia să fie transmis oamenilor. Ce ați putea să spuneți despre prezența Duhului Sfânt în viața Sfintei Fecioare Maria? Da, nu putem înțelege viața Sfintei Fecioare Maria fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Să spunem că în sine alegerea Sfintei Fecioare Maria a fost înțeleasă totdeauna în viața Bisericii ca o lucrare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt fiind cel care o alege pe această tânără din poporul lui Israel ca să devină mama lui Mesia. Să ne gândim apoi la momentul anunțării nașterii lui Iisus, acolo când îngerul îi vestește Sfintei Fecioare Maria că ea va deveni mama lui Mesia. Acolo se vorbește direct de Duhul Sfânt care va veni asupra ei, o va adumbri ca un nor, ca un nor care coboară, nu? Și aici asemănările cu norul și cu epoca Exodului nu sunt întâmplătoare și limbajul este ales în mod intențional. Iată, Duhul Sfânt prezent acolo, în acest moment, Duhul Sfânt, prin puterea căruia Sfânta Fecioară zămislește pe acest fiu minunat, pe fiul Tatălui. În rest, ca să rămânem strict la discursul Sfintei Scripturi, o găsim pe Sfânta Fecioară Maria după Paște, după învierea lui Iisus, împreună cu grupul de discipoli, acolo în cenacol, unde așteaptă coborârea Duhului Sfânt și unde îl primește împreună cu grupul discipolilor pe Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt e prezent în viața Sfintei Fecioare Maria de la început și până la sfârșit, până la capăt. Pomenea Părintele Profesor de cenacol, de așteptarea rusariilor, sărbătoarea prin excelență care ne vorbește despre Duhul Sfânt. Descrieți ce ne spune Cartea Faptele Apostolilor, ce s-a întâmplat la rusare. La 50 de zile după învierea lui Iisus, apostolii erau adunați, așa cum ați menționat, în cenacol. Era o sărbătoare a evreilor, o sărbătoare pe care totuși ucenicii o petreceau cumva în teamă, încă marcați de evenimentele dureroase ale patimii și morții lui Iisus. În acel moment, așa cum Iisus le promisese, se coboară asupra lor Duhul Sfânt sub chip de limb de foc. Eveniment care marchează nașterea Bisericii, moment în care apostolii sunt umplini de curaj, dau de perete ușile cenacolului, ies în piață și îl vestesc pe Iisus Hristos cel înviat. Acesta este un moment important în viața Bisericii pentru că, așa cum spuneam, marchează într-un fel nașterea ei. Ajunși în piață, ei vorbesc celor adunați acolo despre învierea lui Hristos și un lucru extraordinar, deși erau de nații diferite, evrei care erau adunați acolo din întreaga lume cunoscută pe atunci, tocmai pentru această sărbătoare evreiască a rusalilor, fiecare dintre ei înțeleg acest mesaj în propria limbă. Darul limbilor. Mai e prezent astăzi în biserică acest dar al limbilor? Fără îndoială este prezent în așa numitele comunități carismatice. Uneori e prezent acest dar al vorbirii în niște limbi pe care, în mod obișnuit, cel pe care le rostește nu le înțelege. Știm, în schimb, despre această carismă că era foarte prezentă în biserica primară. De exemplu, în prima scrisoare a Apostolului Paul către Corinteni, în capitolul 12, glosolalia, adică vorbirea în limbi, este menționată ca o carismă, ca o lucrare a Duhului Sfânt și găsim acolo și o altă carismă, carisma interpretării acestor limbi. Dar Apostolul Paul, în aceeași scrisoare, în capitolul 14, compară glosolalia, care înseamnă o vorbire pe care ceilalți nu o înțeleg, și profeția,
înțelegând prin profeție o vorbire deslușită, limpede, care edifică comunitatea. Acolo Apostolul Paul zice, e bine să ai și acest dar glosolalia, și spune că el are acest dar mai mult decât toți ceilalți. Dar spune el că în realitate profeția edifică mai mult decât glosolalia. Și spune, decât să spui zeci de mii de vorbe pe care nu le înțelege nimeni, mai bine să spui cinci cuvinte pe care le înțelege toată lumea. Pentru că o carismă, un dar al Duhului Sfânt, trebuie să edifice biserica, să construiască comunitatea, să ajute comunitatea să crească și să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu. E un fenomen mai rar întâlnit, dar el există și e recunoscut ca o manifestare a Duhului Sfânt. Pomeneați că atunci când a coborât Duhul Sfânt la Rusalii, a luat ființă comunitatea, biserica. Care e rolul Duhului Sfânt în biserică? Rolul Duhului Sfânt în biserică este fundamental, pentru că, așa cum a promis Hristos, Duhul Sfânt este Cel care însoțește biserica, o călăuzește, o zidește, o animă. Este elementul viu în fiecare dintre noi, care ne determină să pășim pe calea arătată nouă de Hristos. Dar în viața oamenilor, a mea, a dumneavoastră, care e rolul Duhului Sfânt? Dacă o să-mi permiteți, o să fac referință la o poezie a unui celebru autor indian, Rabindranath Tagore. Într-o poezie așa, el exprimă următoarea idee. Eu o parafrazez pentru că am citit-o într-o altă limbă, nu în limba română, și spune ceva în genul acesta, într-un dialog cu Dumnezeu. Spune, tu ai făcut din mine un flaut de trestie pe care l-ai purtat prin văi și peste coline și prin care ai suflat melodii veșnic noi. Și continuă această poezie spunând, când mâinile tale dumnezeiești mă ating, această inimă mică se umple de o bucurie de nedescris și rostesc cântări inefabile. De ce am amintit de aceste cuvinte ale lui Rabindranath Tagore? Pentru că ilustrează foarte bine ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața unui om. Acolo poetul se compara pe sine cu un flaut prin care se cântă sau Dumnezeu cântă o melodie dumnezeiască. Noi suntem oameni, ființe definite, ființe clare, indivizi, da, distinți, dar în același timp noi, ca și creștini, îl invocăm pe Duhul Sfânt să se sălășluiască în inimile noastre. Vino Duhul Sfinte, locuiește în inimile noastre și fă ca gândul meu, ca vorba mea, ca fapta mea să devină gândurile, faptele și vorbele tale. Așa se înțelege creștinul. E un om care este locuit interior de către Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt îi inspiră omului gândurile, cuvintele și faptele. Cred că aceasta este lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt. Sau cum spuneau părinții bisericii, dacă Duhul Sfânt este în om, atunci sufletul omului devine o liră care cântă melodia Duhului Sfânt. Bine, dar cum îl recunoaștem? De unde știm că este prezent în viața noastră? Cum îi recunosc prezența lui? Prezența Duhului Sfânt se recunoaște prin roadele sale, prin efectele pe care le are. Așa cum noi nu putem vedea vântul ca atare, ci îi recunoaștem acțiunea după efectul său, frunzelor care se clatină în vânt, a copacilor care se îndoaie atunci când este mai puternic. La fel îl recunoaștem în viața noastră de creștini pe Duhul Sfânt prin efectele sale, prin roadele pe care noi le aducem. Duhul Sfânt aduce cu sine, cum spunea Sfântul Apostol Paul, roadele bunătății, ale răbdării, ale iubirii, ale bunei înțelegeri, a păcii și așa mai departe. Astfel este recunoscută prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Același Sfânt Apostol Paul spune că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Ce ar vrea să însemne expresia aceasta? Odată cu botezul noi am devenit fii ai lui Dumnezeu și frați cu Iisus Hristos. Odată cu botezul noi l-am primit în ființa noastră pe Duhul Sfânt care locuiește în noi.
Și noi suntem aceste vase care îl conțin pe Duhul Sfânt. Suntem spre finalul acestei emisiuni, de aceea aș dori să ne îndreptăm acum spre taina Sfântului Mir, în care îl primim pe Duhul Sfânt cu darurile sale. De altfel, telespectatorii au văzut în imaginile derulate pe ecran administrarea acestei taine din partea episcopilor noștri, preasfințitul Petru Gheorghel și preasfințitul Aurel Perc, în diverse localități din Moldova sau din afara țării, la comunitățile de români. Ce amintiri purtați de la taina Sfântului Mir? Da, îmi amintesc că Sfântul Mir a fost pentru mine atunci și pentru toți copiii care au primit această taină o sărbătoare extraordinară. Eram în perioada comunistă, când trăiam într-o plină propagandă ateistă, ori celebrarea Mirului a fost o sărbătoare extraordinară. Mi-aduc aminte că am fost învățați atunci că noi, cei care îl primim pe Duhul Sfânt în sacramentul Mirului, devenim apărători ai credinței. Oameni care apără credința, oameni care luptă pentru ca principiile credinței creștine să triumfe în propria viață și să triumfe și în lumea din jurul nostru. Gândul acesta al apărării credinței mi-a rămas până astăzi. Dumneavoastră, ce amintire vă? Copil fiind, îmi puneam speranțe extraordinare în acest eveniment pentru care m-am pregătit mai multe luni împreună cu ceilalți copii din parohie. Și mi-a rămas în minte insistența preotului care ne pregătea, spunându-ne că odată cu acest eveniment voi veți deveni oameni maturi, creștini adevărați. Până acum ați fost copii creștini, de acum veți deveni maturi în creștinismul vostru, în trăirea credinței voastre. Și acest lucru mi-a rămas viu în memorie. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. A fost o adevărată bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit aproape jumătate de oră. Am discutat despre a treia persoană dumnezeiască, Duhul Sfânt, și n-aș putea să închei decât prin acea rugăciune pe care o spunem în biserică: Vino Duhule Preasfânt și trimite pe pământ a ta luminoasă rază, a săracilor Părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Vă doresc tuturor zile frumoase!